zi minunată în orașul meu. Alexandra, ce faci? Ai silent? Ce faci, Alexandra? Bine, uite, plecam. Plecai? Dar gen, de ce plecai? A, plecai și te întorci, nu? Nu, plecam de tot. De tot? Da. What? Alexandra, de ce scrie aici sold, care după cunoștințele mele de engleză înseamnă vândut sau vândută? Ai vândut casa? Am vândut casa. Ce? Da, exact. Alexandra, ai nebunit? Cum să vinzi casa? Ce are, nu vezi ce mică e? Stai, ce? Stop! Întrerupem puțin acest videoclip deoarece nu ai dat like și asta e o problemă masivă. Adică te rog frumos să dai like la acest videoclip dacă ești de treabă. Dacă nu ești de treabă, poți să nu dai like. Însă o să fiu supărat și știi cine o să mai fie supărat? El! Cine e el, te întrebi? Ei bine, este noul ursuleț de pe iSilent.ro, adică n-ai cum să nu-l știi, pe care oficial îl cheamă Barney. Deci el este Barney. Voi ați dat numele ăsta, nu eu. Da, da, mă, hai că eu am plecat. Ne vedem mai târziu, pa. What? Alexandra a vândut casa? Mamă, săraca. Mamă, vă dați seama, cred că are nevoie de bani sau ceva de a vândut casa. Mamă, chiar îmi pare rău de ea. Poate pot să o ajut și eu cu ceva. Că săraca și-a vândut casa. Ce știe în ce situație se află în momentul de față? Doamne, bă, păcat, sincer, chiar era o casă frumoasă. Acum, na, se descurcă ea până la urmă. Na. Mamă, ce frumos e pe aici, pe la Ioana. What, Alexandra? Și ce crezi că ar trebui să-mi iau o casă cu grădina mai mare? Băi, alo! Ce? Silent? Ce faceți, bă, aici? Vorbim și noi așa, ca de la fată la fată. Ok, dar... De când, gen, te-ai invitat Ioana la ea acasă? Adică, bă, ce se întâmplă aici? Păi, nu m-am mutat la ea acasă, am venit să cer câteva sfaturi. Ok, să cer câteva sfaturi, bine, are sens, da. Bine, eu eram prin trecere, că n-a, știi că ca să ajung la mine acasă trebuie să trec și pe aici. Bine, pa! Pa! Ok, nu e, cred că, deloc suspect că intru prin grădină. Bă, frate, ce vorbește Alexandra cu Ioana? Adică... Ioana e bogată și are foarte mulți bani și Alexandra nu are, gen, și știu că, da, nu știu, habar n-am. Bă, ciudată treaba, habar n-am ce se întâmplă, dar ceva e suspect, ceva chiar e suspect, dar și-a vândut casa și... știi ceva? No, las-o așa, nu mă interesează. Hai să ne întoarcem acasă. Păi chiar îmi era dor de acasă, pentru că efectiv n-am mai fost de câteva zile. A fost plecat și Andrei, te uiți la pești. Da, o chestie mai clasică, de atât nici că există. Ce faci, mă? Nu, tu ce faci? Unde ai tot fost? Băi, deci nu să-ți vină să crezi. Mamă, fiți atenți că o să mă creadă. Deci am fost într-o insulă. Deci am fost într-o altă dimensiune. Nu mă interesează. Păi și... Și atunci de ce mai m-ai întrebat? Aolo, bine, cum zici tu? Bă, apropo, de când e Alexandra atât de ciudată? Adică, efectiv, și-a vândut casa și am văzut-o vorbind cu Ioana. Știi ceva? Păi ce, nu ai auzit? Nu, ce să aud? Alexandra e bogată? Ce, mă? Cum adică bogată? A câștigat la tombola de la pufuleți? Ce, mă, tombola la pufuleți? Bă, da, nu se poate așa ceva, e adevărat. Păi și stai, cât de bogată? Bă, noi doi, o viață întreagă, dacă muncim nu putem să avem câți bani are ea. Ok, asta spune multe. Bun, ok, deci Alexandra e bogată și mie nu mi-a spus? Da, este așa, bă, alo, bă. Da, tu de unde știi? Păi lucram la firma de pufuleți și mi-a cerut o pungă și aparent era punga câștigătoare. Ce, mă, te-ai angajat la pufuleți? Ce, mă, ăsta-i depozitul? Da, ăsta-i depozitul? Nu e așa mare? Ok, bă, da, tare. Nu știam că lucrez la pufuleți sau ceva. Asta e tot. Auzi, da, dacă tot nu dai și mie o pungă de pufuleți? Nu. Bă! Da, hai că eu mă duc la muncă, pa. Doamne, ferește, am trebuit să o văd și pe asta. Andrei, domnul, zice, se duce la muncă. Ok, dar stai, am aflat că fana Alexandra mea e bogată. Și mie nu mi-a spus asta. Adică nu că aș vrea vreun ban sau ceva, dar era frumos din partea ei. Cred că trebuie să încep noul program de spionaj, Alexandra. Ok, what, urcă în mașină. Bă, unde se duce? Ok, a făcut stânga.
Ok, oameni buni, știi ceva? Cred că chiar trebuie să ducem planul de spionare. Stai, să-mi iau mașina. Unde e mașina mea, frate? Ah, ok, cred că țin minte. Andrei, crezi că e o idee bună să ne dăm mașina pentru pizza gratis 3 luni? Da? Ah, ok. Da, cred că țin minte. Ok, și acum trebuie să merg pe jos, că nici bicicleta n-am. A, uite-o acolo. Ba, cine mi-a furat bicicleta? Ok, fraților, în continuare o urmăresc pe Alexandra. Mă, unde se duce? Mamă, cât de mare e în sfârșit noua mea casă. What? Nu ai casă? Stai așa. Mamă, stai o secundă. Ce copaci frumos, nu pot să cred. Toată insula asta e doar a mea. What? Asta e casa ei. Mamă, stai să nu mă vadă. Bă, frate! Și-a luat casă de gaming, ce e asta? Bă, băiatule, ce e asta? Asta și-a cumpărat Alexandra. Mamă, stai așa. Welcome. Mă rog, nu știu dacă aș putea să intru, pentru că probabil are alarme sau ceva. Mamă, 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 cum să fac să intru, frate? Și are și, are și port cu bărci. Și are, bă, frate, ce se întâmplă aici? Mamă, ia... televizor 22K. 22K? Nu, 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 stai o secundă. Stai, că ceva e neregulă. Are helicopter. Are elicopter pe casă. Are elicopter. Așa, la mi... Na. Ok, oameni buni, maestrul deghizărilor s-a întors. Numele meu este... Cum să mă cheme? Matei! Cioc, cioc! Cioc, cioc! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți aici? Eu sunt Matei, vecinul de lângă. Dumneavoastră m-ați mutat aici? Nu mai știam că aveți și vecini. Da, da, acum m-am mutat. Acum tocmai ce-am cumpărat insula. Insula? Ai cumpărat o insulă? Da, 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 tot insula asta pe care stăm ea mea acum. Okay. Da, haide, vă rog, intrați, că nu se cuvine să vorbim așa. Sigur. Mamă, dar ce casă frumoasă. Haideți în sufragerie, vă rog. Mulțumesc. Mamă, ce televizor mare aveți. Eu știu, e frumos. De ce v-am să întreb, da, cât a costat ce se întâmplă aici? 24 de milioane de dolari. Lejer, scăpat da, ieftin. Da, păi la banii mei e ok. A, vezi și bani, dar cam câți bani aveți așa? Da, prefer să nu spun, dar imaginează-ți un munte de bani. Așa? Și acum imaginează-ți un lanț muntos de bani. Ok, da. Și acum imaginează-ți de 10 ori mai mult. Mamă, și bucătărie, mamă, ce... Normal, senzațional, așa ceva, deci nu se poate. Păi și, de curiozitate, mamă, ce mașină! Mamă, dar e șmecheră, e șmecheră! Am ales-o eu personal. Wow, și garaj și tot ce trebuie. Mamă, dar haideți să vă arăt că mai avem și la etaj, avem camera. Mai e? Ok. Normal că mai e. Wow, mamă, bă, frate, ce e asta? Asta aici, zona de relaxare. Mamă, bă, e efectiv... Incredibil. Pot să mă arunc și-o în piscina asta? Nu, prefer să nu cu hainele alea. Ok, bine. E curată. Da, ok. Bine, hai să vedem ce mai avem. Haideți la etaj. Da, sigur. Asta aici niște cactuși care nu se mai găsesc, doar ăștia doi sunt ultimele două exemplare. Ok, înțeleg. Aici niște furnisuri, niște... Bă, da, cât e, mă, asta? Că nu înțeleg cât e casa asta. E vreo problemă? Nu e nicio problemă. Cum să fie vreo problemă? Bă, da, cât e, bă, frate, bă? Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Ce e asta? Unde duce asta? Sus, pe acoperiș. Pe acoperiș? Aici am... Da, elicopterul meu. What? Aveți un elicopter? Da, știți, în caz că se strică vreodată vreunul dintre bărci, să pot să plec cu elicopterul de pe insulă. A, ce frumos! În caz că e o urgență. Păi, bine, domnișoară, mi-a făcut plăcere, ne mai auzim, dacă e... La revedere, pa! Hai că da, dacă e... Păi ce, mă, băi? Băi, Alexandra e bogată și mie nu-mi spune... Atunci o să vadă ea, uite, mă, ăsta, opa, dintr-o dată e al meu și nimeni n-a văzut. Ok, Alexandra, ok. Silent. Ce, mă? Alexandra, ce cauți aici? Nu contează asta, fie vorba între noi doi. Ai văzut cumva din întâmplare, nu știu, să zicem un elicopter? Un elicopter? Da, roșu. Mă, Alexandra, da, până să elicopter,
Auzi, tu unde ai fost până acum și ce ai mai făcut tu așa în ultimul timp? Nimic foarte interesant, lasă asta, nu, dar chiar insist, nu, deci ce ai mai făcut? Insistiu, ai văzut cumva un elicopter roșu? Da, l-am văzut. Cel mai scump model? Da. Unde? Nu vreau să spun. Cum adică nu vrei să-mi spui? Zi mai repede unde e dacă l-ai văzut. Nu vreau să spun, nu vreau. Nu, de ce nu vrei să-mi spui? Pentru că nici tu nu vrei să-mi spui unde ai fost și ce treabă ai tu în ultimul timp și... Am fost la magazin și în ultimul timp m-am jucat golf cu Andrei. Aha, golf cu Andrei. Pe ultima dată când am fost la golf cu Andrei, parcă a zis că nu mai vine niciodată. Bun. Bun, hai, rândul tău, Andrei. Nu mai joc, bă, lasă-mă în pace. Așa faci mereu. Bă, da, stai, bă, da. Ok? Da, probabil că mințit încă mai joacă. Da, ok, bine, nu știu nimic de niciun elicopter, te-am mințit, pot să pleci, ok. Da, bine, da. Pa. Și uite, mă, frate. Nu-i zic, frate, că da, eu l-am furat, recunosc, dar... De ce nu spune, frate, că e bogată? Că dacă Andrei era bogat, spre exemplu, tot nu-mi spunea. Dar, mă rog, asta nu contează. Ha, pe aici a luat-o, pe aici, am văzut-o că pe aici a luat-o. Unde-i, mă, unde-i, frate, pe aici? Pe aici s-a dus. Wow, ce se întâmplă? What, a început și ploaia? Nicio problemă, o să rezolv asta. Priviți. Gata. Și a mai simplă chestie. Mamă, ce și-a lăsat bicicleta mă aici? Ok, hai să vedeți ce căuta Alexandra în portul ăsta. Mamă, câte bărci! Ok, și eu chiar trebuie să aflu acum unde se află Alexandra în toate bărcile astea. Băi, alo! Ok, aici nu se află nimeni. Ha, mamă, bă, frate, da, câta bărcile. Mamă, cât de mare e aia. Hai să vedem dacă e aici. Alexandra, unde ești? Că știu că ești pe aici. What? Andrei? Mă, ce cauți aici? Ce faci aici, mă? Cum adică tu ce faci aici? Păi, dacă Alexandra a cumpărat toate bărcile din portul ăsta... Ce, mă? Mi-a dat și mie una! Ce, mă? Alexandra deține toate bărcile de aici? Da, exact. Bă, Andrei, tu vrei să-mi spui mie că Alexandra ți-a dat o barcă gratis și mie nu mi-a dat nimic? Da. A, genial, la mea... Regele, gen. Ok, și zi-mi unde e? Nu, o să-i spun. Nu, o să-i spun pe față că, bă, frate, mie nu mi se pare corect. Adică, nu. Bă, nu știu exact unde e, dar cred că e pe cea mai mare barcă. Cea mai mare barcă? Adică, logic, dar are sens. Ok, mersi pentru nimic. Hai, pa. Au! Mamă, bă, frate, asta e de aur! Nu, clar aici, Alexandra. Bă, frate, ce e o barcă de aur, efectiv. Băi, ce se întâmplă? Ok, hai să vedem. Mamă, fratele meu, cât aur! Bă, ce se întâmplă aici? Doamne, deci nu pot să cred, efectiv, ce se întâmplă? Deci ce e asta? Nici măcar nu știu unde ar fi Alexandra dacă ar fi aici. Doamne, cât de frumos e. Mamă, frate, două elicoptere. Uite-o pe Alexandra! Bă, dar stai că nu cred că ar trebui să mă văd aici, nu? Nu cred. Cred că ar trebui să plec, cred că ar trebui să... Silent? Tu ești? Vino înapoi. Alexandra, tu ești? Da, eu sunt. Doamne, băi, deci m-a chemat Andrei pe barca lui, că aparent are o barcă. Nu știu de la cine, că nu mi-a zis de la cine oare. Are. Da, eu i-am dat-o. Tu i-ai dat-o, da, wow, tu i-ai dat-o, ok. Și m-am pierdut și am aterizat pe barca asta, nu știu, dar tu ce cauți aici? Te-ai pierdut și ai aterizat pe barca? Da, n-ai, nu o să-ți vină să crezi, dar da, chiar așa a fost, crede-mă. Ok, bă, am vrut să zic ceva de mai mult timp. Ok. Știi că Andrei lucrează la o fabrică de pufuleți? Da, ok. Și am luat o pungă de pufuleți de la el. Okay. Și am câștigat tombola și sunt miliardară. Miliardară? Da. N-am vrut să-ți spun mai devreme pentru că am vrut să-ți fac o surpriză. Ce surpriză, da. Băi, da, și mă bucur pentru tine, Alexandra. Mersi. Da. Tare. Vrei să știi surpriza? Păi nu asta e surpriza, că gen ești miliardară? Nu asta e surpriza. E ceva pentru tine. Pentru mine? Ok, zi. Da, ok. Deci, vezi stâlpul ăla din apă de acolo? Da. E al tău. Stâlpul ăla? Da. Yay, mersi mult, Alex. Glumeam, ce ai? Glumeai? Iată-l.
Okay. Vezi unde stăm? Da, văd. Toată barca asta e a ta. Ce mă? Barca asta e a... Barca, tot ce e pe aia cu elicopterul. Ce mă? Barca asta? Cămile. Nu se poate așa ceva, deci stai o secundă. Adică barca cu toate, toate chestiile astea, cu tot ce se întâmplă aici, cu absolut tot. Deci tot ce văd eu aici în momentul ăsta, cu piscină, cu tot aurul ăsta pe ea, cu cinema. Efectiv cinema în barcă, cu piscină, cu efectiv tot. Tu vrei să-mi spui că toată chestia asta e a mea? Da, exact. Tot, tot ce vezi aici e al tău. What? Păi și tu cu ce rămâi? Păi, cu ce să mai rămân? Cu câteva miliarde, cu toate bărcile astea și cu barca aia care e de 10 ori mai scumpă decât asta. Aaa, deci încă te descurci bine cu banii. A, să zic așa, mă descurc și eu cum pot. Mamă, bă, dar ce șmecher. Băi, îți mulțumesc, Alexandra, chiar știu, sunt cea mai tare prietenă, nu trebuia să spui. Mamă, chiar îți mulțumesc. Mamă, fraților, acum simt chiar prost că am spionat-o și am făcut toate chestiile alea la început și că am furat și elicopterul. Păi bine, Alexandra, hai că eu mă duc, ne auzim, ne auzim bine, dacă pa. E, pa, pa. Bă, frate, acum chiar mă simt prost și nu știu cum să-i spun. Ho-ho! Alexandra, dar de ce m-ai dus într-o vacanță de lux? E, păi nu ești tu prietenul meu? Oh, wow, Îți place? Da. Bine, o să miroase un pic a pizza pe aici pentru că l-am adus pe Andrei înainte, dar nu băgați. Ok, da, nicio problemă. Mamă, bă, frate, efectiv e... Haide. Băi, e de vis totul aici, nu pot să cred. Ia uite asta. Doamne, cât de tare și piscină. Mamă, stau pe spate. Salut. Băi, Alexandra, e prea tare, deci e... Îmi trezi visul, nu știu, parcă e... Hai să mergem în hotel să ne cazăm. Wow, e... tot ce mi-am dorit, efectiv. Păi stai, ce hotel? Că mi-ai spus că deții toată chestia asta. Păi da, e toată insula mea. Păi atunci nu am nevoie de cazare. Lasă că nici nu mai dorm. Mamă, mamă! Hai să jucăm volei, Alexandra. Hai. Câștigat. Cum adică ai câștigat? Băi, a fost scor egal, măcar. Ok, cum zici tu? Băi, da, cât de tare e, mamă, și bicicletă! Mamă! Băi, dar e atât de mișto insula asta, de curiozitate, cât a costat? Prefer să nu vorbesc despre asta. Mamă, și plăci de surf! Mamă, palmieri și tot! Dar stai, înainte de plăci de surf, am o chestie mult mai mișto decât asta. Deci înainte de surf ai ceva mult mai mișto? Ok, hai să vedem, presupun. Alexandra, asta conduc eu mașina asta? Da, te rog, hai, condu-ți și îți dau eu indicații. Ok, bine. Trebuie să urcăm pe munte și când ajungi mai în față să faci dreapta. Ok, să urcăm pe munte și să fac dreapta. Și cred că o să fie ceva ce să-ți placă. Mamă, frate, bă, ce se întâmplă aici? Nu știu, am emoții așa parcă. Ok, bă, dați-vă din drum. Trebuie să intri aici prima la dreapta. Ok, la dreapta, bun, și stai să parchez mașina. Și ia, mă, ce se întâmplă aici? Hai să vedem. Ia ce uite. Se... What? Ce, bă? Nu sunt mai mișto decât carturile de la voi de acasă. Bă, nu pot să crezi ce văd. Nu că... Alexandra, astea sunt carturi, dar cu mașini de Formula 1. Da, exact. Hai de capul meu. Mamă! Băi, cât de tare! Te distrezi, îți place? Normal că mă distrez, Alexandra, e cea mai tare vacanță! Mamă, așa să mă zgârii! Nu! Mamă, frate! Mamă, băi, mama. Cum a fost? Efectiv n-am cuvinte, cred că Andrei ar fi fost în extaz. Stai că a fost și el aici, da. A fost și el aici, dar nu a fost la carturi, că a mâncat pizza și a dormit toată ziua. Am înțeles, băi, Alexandra, băi, îți mulțumesc, efectiv e cea mai tare vacanță. Băi, Alexandra, îți mulțumesc atât de mult pentru vacanța asta, adică... Cu plăcere, știi că sunt cea mai bună prietenă. Sincer, da, și uite, voiam să și mărturisesc acum ceva. Știi tu, când am aflat că ești milionară, mă rog, miliardară sau ceva, eram puțin cam gelos și te-am și spionat puțin și practic... Da, eu ți-am furat și elicopterul. Ce, bă, tu mi-ai furat elicopterul? Da, dar... Bă, stai puțin, nu, oricum nu sunt supărată, suntem chit oricum. Nu e supărată? Păi și cum suntem chit? Nu, stai liniștit, suntem chit. Păi cum? Tot ce ai văzut astăzi este, de fapt, nu știu cum să spun. Zi! Din banii tăi. Stai,
Stai, ce? Din banii mei? Da, da, tot. Ce, bă? Adică totul, toate chestiile astea sunt luate din banii mei? Da. Cred că o să leșin.